la vot procesul verbal la ședința anterioară. Sunteți de acord? Da. Vreau cu domnul primar să citească ordinea de zi a ședinței. Bună ziua tuturor, bine ați venit la ședința ordinară de luna decembrie. Dau citire punctelor de ordine de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de partea anului 2023. Punctul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu și lunar de carburanți al utilajelor aflate în dotarea proprii a UAT Comuna Cașin. Punctul 3, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului structural artistic date și oficiul de agră 2023. Punctul 4, un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea interfirilor de depasare funcționarilor publici din cadrul primăriei Comunei Cașin, care au domiciliu în altă localitate și își desfășoară activitatea în Comuna Cașin. Punctul 5, un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UATE Comuna Cașin. Punctul 6, un proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunei Cașin. Punctul 7, un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a indemnizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții creștere, eficiență energetică și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la școala gimnazială Învățător Nicolae Păsoanu. Punctul 8, un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor bunurilor care au fost dobândite privat de Comunei Cașin, am spus, de pe urmă de zi. Da, punctul 11, avem o parte de materiale de pregătire. Punctul A, terminați. Punctul 9, proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol și a partidului măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Punctul 10, un proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat pentru ca aceasta să reprezinte îndrosite interesele Comunei Cașin și de produsul BACO. Punctul 11, un proiect raport la ora noastră primarului Comunei Cașin. Punctul 12, rapoartele anuale ale de activitatea de consiliul local. Și punctul 13, rapoartele comisiilor de specialitate pentru consiliul local. Dar sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Dăm un rând de primari cu apreciere pește din urmă. De specialitate, întocmit de doamna portabilă marșă la Codocalu. Având în vedere articolul 1 din hotărârea de guvern numărul 11-83-19-2023 și adresa AGPP pentru numărul 4422 din 4-12-2023,
prin care s-a aprobat cu suplimentarea sumelor de factante din TVA pentru echilibrarea bugetelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. E vorba de 5.461 de mii de lei alocați în fondul de rezervă al bugetului și al bugetului comunei Cașin, plus cei 39 de mii de lei pentru asistenții, pentru salariile asistenților. Prevederea articolului 1 din hotărârea de guvern numărul 1139 din 29.11.2023 la adresa și adresa la JFP, Bacău, prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor și la școală s-a alocat o sumă de 1000 de lei pentru învățământul școlar. O altă adresă, numărul 4777 la 12.2023, în care se suplimentează sumele alocate din cote de factare, din impozitul de venit încasat de suplimentar pe anul 2023, cu 17.000 de lei din impozit încasat în plus. O altă adresă de la NAV, din 3.11.2023, înregistrat la primăria comunei Cașin, cu numărul 8.483, prin care se eliminează sumele de factate din TVA destinate finanțării plăților, cursurilor, studenții, elevilor din învățământul preuniversitar. Nu mai face mai plățile, le face Ministerul Învățământului. Sunt vorba de o sumă de 52.000 de lei. În conformitate cu prevederile articolului 49, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, propun modificarea articolului venituri și cheltuieli comunei Cașin pentru anul 2023, după cum urmează. La venituri, sume alocate, defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 17.000 de lei, deci am spus că am încasat în plus, la capitolul 11.02, sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor și orașelor și municipiilor cu suma de 40.000 de lei, la subvenții pentru acordarea acordului de încălzire cu suma de 20.000 de lei, la capitolul 43.31, sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor prin PNDR cu suma de 20.500 de lei, este vorba de TVA-ul la proiectul teren de sport, curtea școlii, când s-a făcut și recepția din partea AFIR-ului și urmează să vină până la finalul anului, sperăm să se aloce și diferența de bani de la FIR. Probabil vom mai avea o ședință extraordinară pe finalul anului. La capitolul 11.02.06, sume defalcate din TVA la valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului, este vorba de 5.461 de mii de lei aprobate la buget. La cheltuieli se modifică următoarele capitole. La autorități executive 1 și serviciu se majorează cu 50.000 de lei pentru utilități și facturi. La învățământ secundar, cu cei 1.000 de lei care mi s-au alocat. La asistență socială, capitolul 6805, asistență socială în caz de invaliditate, titlul 10, este vorba de salariile asistențelor, cei 39.000 de lei. Capitolul 6815, prevenirea excluderii sociale, ajutoare sociale, numera este vorba de ajutoare de încălzire cu 20.000 de lei. De la cultură și religie se diminuează cu 2.500 de lei. Și la alimentare cu gaze naturale, activități fixe, se majorează cu 120.000 de lei. Este vorba de proiectul de gaze, poate nu mai e ultima diferență. Sunt la putem achita din buget local. La, și aici, poate, până la finalul anului, chem acest proiect și se face recepția și se vor aloca și banii, diferența partea de finanțare din partea de la scris. Capitolul 7505, colectarea și tratarea și distrugerea deșeurilor bunuri și servicii se majorează cu 274.000 de lei. Deci la salubrizare aveam de achitat pe ultimele luni sumă, s-au adunat cei 274.000 de lei. La drumuri și poduri, bunuri și servicii se diminuează cu suma de 4.000 de lei și se activează
și titlul 71 active fixe se majorează cu suma 61.000 de lei. Poate avem nevoie de cofinanțare, avem și noi de cofinanțare la, pe proiectul Angel Salin. De asemenea, s-o pun spre validare dispoziția primarului numărul 209 din 611-2023, prin care se, în conformitate cu prevederea articolului 82 din legea 273-2006 privind finanțele publice, articolul 83, cu sumele aprobate prin hotărârea Guvernului din fondul de rezervă bugetară și investiții la dispoziția Guvernului, precum și alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziția autorității executive. Potrivit legii, urmând ca la prima ședință autorității de rezervă să valideze modificările respective. Comisia pentru Program de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alineat 6 și alineat 7 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct pe ordinea de zi, privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți, pentru utilaje aflate în dotarea primăriei Comunei Cașin. În baza raportului de specialitate, făcut împreună cu doamna contabilă, cu domnul viceprimar și cu șoferul de la Bondo, s-a făcut o estimare cam de câți combustibili, câți litri am avea nevoie maxim, nu ajunge să consumăm acești litri. Sau poate ajunge, că de la an la altul, tot mai mulți litri de combustibili avem nevoie pentru Bondo, pentru tractoraș și mașinile de turbinare, motocuspări, motocuarfic, am mai luat acum drujbă, stil, turbosuflantă și la Bondo excavator au am avea un total o normă lunară de 225 de litri. La tractoraș tuns gazon avem luni de vară, la câteva zile tot din gazon, mai periem șantele, avem nevoie de 85 de litri, la mașină de tuns iarba 16 litri lunar, la motocuspări 100 de litri, foarte că 16 litri și drujbă și clubul suflantă câte 8 litri. Acestea sunt generatori, mai avem motopompă, am pus și acolo câte 10 litri, cu estimare cam la câți litri am avea nevoie în lunar și total pe an, o peste niciodată. Comisia pentru Program de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru utilaje aflate în dotarea primăriei Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Punctul 3 pe ordinea de zi, privind aprobarea programului cultural artistic, tradiții și obiceiuri de viață în 2023. În baza raportului de specialitate, în comisie de domnul Apostale, acela cu Jocaru, știți că ordonanța din 26 octombrie afectează, restricționează anumitii cheltuieli, astfel încât bază unei formule de calcul s-a făcut o medie a ultimilor ani și a reieșit o sumă de 5.600 de lei, atât pentru cadouri la copiii de elevi școlica și cât și pentru... Nu, nu e o medie de domnul primar, este cu anul ăsta, face calculul, chiar anul ăsta.
Planul ăsta, nu vrem să-i schimbă și ești de respectiv. Da. Noi, anul trecut, am ținut tot, în ultimii ani, către asta. Câți bani am alocat de la 1.600 de lei pentru ambele activității, cadouri la copii și bani pentru curători. Anul acesta avem atât de aici o formulă de calcul pentru 5.000 pase de lei, dar vom duce la bun sfârșit, vom face astfel încât să nu rămână revistorii fără cadouri și să primim și curătorii, să păstrăm tradiții, să, cum am făcut și în anii anteriori. Comisia pentru programul de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrat domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, arătând proiectele privind aprobarea planului programului cultural-artistic dat din și obiceiuri de anul 2023, în conformitate cu prevederile articolul 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct privind aprobarea regulamentului de deportare a cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu și reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, al funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Cașin. Începând cu 1 ianuarie 2024, stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu de reședință și localitatea unde se află locul de muncă al funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Cașin se realizează de către un donator de credite cu încadrarea și în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuielile aprobate. Deplasarea la locul de muncă al beneficiarilor poate fi efectuată cu orice mijloc de transport. În vederea decontării lunare a cheltuielilor de transport, autoritatea executivă a comunei Cașin decontează cheltuielile de transport a celor funcționari publici care au domiciliul în altă localitate decât cea care se desfășoară în Cașin. Distanța dintre localitate este distanța calculată pe drumurile publice potrivit calculatorului de rute. Decontarea cheltuielilor de transport se face lunar, la prețul carburantului folosit pentru fiecare mijloc de transport. Declarația fiecărui funcționar public cu privire la carburantul folosit pentru deplasare și numărul de înmatriculare a autovehiculului. La prețul de pompă al combustibilului din prima zi a fiecărei luni, la stația petrol, după următoarea formulă. Deci pe fiecare zi se calculează numărul de kilometri înmulțit cu 7,5% din prețul carburantului în prima zi a fiecărei luni. Primarul comunei Cașin are obligația viitorului de plăți, cheltuielile de transport, intervalul 1-10 al fiecărui plăți. Decontarea cheltuielor de transport se realizează proporțional cu perioada de creșteri distrate din cazul unei care se realizează pe baza contantului de bunajul de lucru 1 ianuarie 2024. Orice modificare care intervine în decontarea cheltuielor de transport va fi comunicat până la sfârșitul de la rugați să știți un pic acum când ați spus că muncesc 7,5% consumul, nu-i consumul cărbunal. Nu? Nu l-a spus, n-ați spus asta. Adică ați spus că prețul la copt, în prima zi. Păi nu, dar sunt înțeleagă, consilierul domnului Rămânului l-a murit. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrat domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, arătând proiecte hotărâre prin aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport între localitatea din Dumnezeu, reședință și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Cașin, județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la acceptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct prin constituția Comisiei de Evaluare și Formare Profesională Integrată a Secretarului General al Comunei Cașin. Anul trecut, comisia a fost formată din primar,
viceprimar și un consilier local. Sunteți între domnul la sfârșit, dacă sunt de acord și pătrân, aceeași... Sunteți de acord sau aveți alte doleanțe? Consilierul local am fost eu, dar trebuie să fiți altcumva cineva? Sau supunem la vot acum sau la final? La final. Nu, 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 aici Comisia Juridică a vizează acest proiect. Următorul punct, privind aprobarea planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunei Cașină de Dumnezeu. Cineva la raportul de specialitate. Este vorba de prelungirea pobului Comunei Cașă cu încă un an de zile până în anul, până la... Noi am pus un termen de un an de zile, dar nu cred că se va duce până la, până la 31 decembrie 2024, fiindcă atât mai avem avizul de la Ministerul Dezvoltării. Chiar am consultat și cu alți primari și cu la Consiliul Județean, noi suntem avansați. Faptul că am obținut toate avizele de la județ și avem și cu spații diverse, ceea ce alte localități nu le au și nu avem motiv să ne întoarcă pobul de la Ministerul Dezvoltării. De exemplu, Orbeni, un pic înaintea noastră, spune că l-a trimis de vreo 3 săptămâni și nici acum nu a primit avizul final de la Minister. Pot probabil și dânsi mai prolungesc cu o lună, două, dar și noi am gândit să prelungim în cazul în care se întârzie venirea, aprobarea pobului de către Ministerul Dezvoltării pe ultimul aviz care a trimis primit. Am solicit o prelungire cu încă un an de zile ca să putem elibera continuarea autorizației celor care pot să construiască în comuna noastră. Dacă sunteți de acord să mai prelungim cu un an de zile, dar eu sper că până în primăvară vom avea cuburul după actualizat al comunei Cașe. Într-o lună, două, o estimare. Comisia pentru Program de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Crașu, Veți, Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, în Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai devizului reactualizat pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în grădinile publice cu distracție de unități de învățământ la școala de matală, Universitatea Nicolae Cotanu, Cașe. Noi am organizat licitație și s-au înscris, dar nu au depus oferta, adică probabil valorii indicatorii nu au fost suficient și am solicitat să ne facă altă valoare, am suplimentat. Deci am mai suplimentat odată cu că au crescut salarii până în vară la... și-am mai suplimentat în luna septembrie. Acum am ajuns să suplimentăm, iar să-i dăm altă valoare acestei lucrări, adică valoarea finală să scoatem la licitație. Valoarea totală a investiției fiind acum de 3.052 de lei fără TVA, 3.627 de lei cu tot cu TVA, din care construcții plus montaj 22.315 de lei cu tot cu TVA. Iar asta e valoarea
eligibilă, iar valoarea neeligibilă a investiției este de 9.200.000 de lei, adică 1.092.000, tot de asta e cofinanțarea din partea primăriei. În cazul în care scoatem la licitație și iese ordonanța din vigoare la începutul lunii ianuarie, se vor înscrie constructorii, putem încheia contractul la începutul anului și din bugetul care îl avem, cu perioadă de multianuală, putem să încheiem, sperăm să avem constructor de data asta și să începem investiția cât de necesară la, la școala Cașin și din bugetul fondului de mediu, dar o treime și din bugetul Consiliul Local. Nu suntem singuri în această situație. Faptul că am mai fost alocați niște bani cu rectificarea asta, mai acoperim niște cheltuieli și pe nu și la alte rectificări să avem bani să facem această investiție necesară la școală Cașin. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de învățământ, la școala gimnazială Învățător Nicolae Păslaru din comuna Cașin, județul Bacău, în conformitate și prevederile articolul 125 și articolul 36, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Acest subiect l-am mai avut mereu pe ordinea de zi, în urma rapoartelor stabilite de auditorii. Tot timpul am fost în urmă cu biroul agricol înscrierea datelor în, atât electronic cât și în registrul agricol, format de hârtie. Acum cu, am avut o situație mai delicată, prin, am fost descoperit cu aceste posturi, o parte în, în registrul electronic s-a înscris, au scris majoritatea datelor, în registrul agricol, format de hârtie, mai avem de completat, mai multe date. Dar am fost și descoperit din, cu posturile, prin intenționarea doamnelor care și-au desfășurat activitatea de Cașin. A venit o doamnă prin transfer. Acum am organizat un concurs în care a definitivat de data de 21 va veni un tânăr și îți va continua. Deci se completează și biroul agricol cu personalul necesar, astfel încât să reușească să completeze atât electronic cât și în dosar de registru agricol, toate datele să nu se mai interpreteze, că acum toți care vin au venit, au depus dosare pentru ajutor de încălzire și chiar am depășit cu noroc a venit doamna Gerasim și a reușit, la timp a venit, am reușit transferul, a reușit să depășească un număr de 350 de dosare, dar au stat un pic mai mult cetățenii, dar i-a și trecut pe fiecare parte în registru agricol, să le vină mai ușor în anii următori și toți care vin că nu au o problemă în pentru anumite adeverințe, păi, dacă am trecut 350, probabil 500 de persoane din 3600 cât are localitatea, dacă păstrăm ritmul ăsta, câteva luni, un an de zile maxim, reușim ca de la anul să ne vină mai ușor, să nu mai stea cetățenii mai mult, să îi găsească mai ușor. Atât electronic, cât și în dosar de, de... Și numele celor responsabili este doamna Gerasim Ionela Coina, inspector superior, iar tânărul care a reușit să vină prin concurs este Sarca Paul Claudiu, deputat, care va începe activitatea de la 21
decembrie 2023. Prima, dacă îmi permite să fac o completare la această dumneavoastră. Deci, la compartimentul registrul agricol ar trebui renumită baza hărților pentru terenurile agricole, pentru că sunt învățare foarte deteriorată. Am avut un caz personal și din cauza hărților foarte deteriorate, nu am putut să o duc la cap. Deci, rugămintea mea este. Cu ocazia asta, dacă se lucrează la registrele agricole, vă rog frumos să renoiți baza hărților comune. La terenurile agricole, la locuințe, la ce o aveți dumneavoastră în dotare ca și consiliul local. Baza hărților comune. Da. Deci chiar vă rog tare multă, pentru că vin multe persoane și întreabă, dar sunt din carte. Știți cum? Au fost, sunt, dar nu mai sunt în stadiul în care ar trebui să fie. Mai mult decât atât și doamna Andreea Alexandru a intrat în procesul material. Ea a încărcat cât a putut în registrul electoral. Aia am lucrat cu tânsa la o problemă, la un cetățean din comună. M-a lucrat să-l ajut. Și am venit, dar nu am găsit exact ceea ce ne trebuia conform cărților. Pentru că, dacă nu mai e o parte, nu mai e nimic, nu mai după ce chidare efectivă, ca să vă bată terenul cu o documentare. Da, eu vă spun speranțe că reușim să... Doamna Gherasim nu are o experiență, a venit prin transferul ăsta. Nu, deci și de asta, nu am hărțile care îi trebuie. Adică, poți să aduc la cunoștință, poate în timp așa o să se remunească baza hărților. Dar poate aceste hărți să găsiți la OCB Bacău, faceți cunoștitare, pe raport, și vă ideea. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul punct de ordine de zi, privind achiziționarea serviciilor raportului. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiect de hotărâre, analiza statului de înscriere a datului în registru agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, alinia 6 și alinia 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct de ordine de zi, privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele comunei Cașe. În baza raportului de specialitate în domeniul de doamna Doris Radu, la o anumită perioadă de câți ani, 4 ani sau 5 ani, să renovesc prin vădând de consul local, cu aprobarea consul local, putem achiziționa serviciile juridice al unor avocați sau a unui avocat pentru a ne reprezenta interesele comunitate și în orice fel de proces. Și la, ne-am tot gândit, tot referitor la Cămilor Cultural de Poziția, că chiar dacă am achitat aceste executări, acum nici primăria, nici consultul nu găsește modalitatea de a rezilia acel contract și cea mai bună metodă este instanța, să ne spună instanța care e modalitatea de ajustare sau de reziliere a acelui contract pentru a aloca pe viitor anumite sume să terminăm această lucrare. Adică să nu facă primăria vreo greșeală sau să consultul să estimeze o sumă care nu ar fi corectă, instanța ar fi cea mai potrivită să ne reprezinte un avocat, să găsim modalitatea cea mai bună pentru a rezilia acest contract. Iar la a doua speță, este vorba de executorii care ne-au stabilit oprirea astfel încât am fost nevoiți să plătim acele sume până la ultima tranșă a fost în 2023, februarie. 5.150.000.000. Da, conform hotărârii judecătorești definitivă și
graficului stabilit împreună cu executor sau m-am achitat acele sume. Dacă executorul ar fi făcut un calcul eronat, aici numai instanța poate le spune dacă s-au făcut calculele corecte sau eronate. Și, din nou, solicităm sprijinul Consiliului Local ca să contractăm un avocat sau mai mulți avocați, tot prin instanță putem stabili dacă calculele au fost făcute corect sau greșit la acele executări. M-am consultat cu un avocat și am... Dar oricum trebuia revoit această hotărâre de Consiliul Local, fiindcă l-a expirat în perioada de cei 5 ani și pentru diferite procese, pentru să avem hotărârea Consiliului Local pentru contractarea cu avocații. Deci acel cămin cultural care nu mai știm cum să facem la Liman, chiar dacă am acoperit acele, am plătit acele executări, vrem să găsim modalitatea să-l și construim, să aruncăm și bani, să găsim modalitatea corectă să nu facem vreo greșeală. Cerem puncte de vedere al instanței. Instanța să stabilească care e modalitatea corectă. Da, Comisia Juridică avizează și acest proiect de hotărâre. Domnul primar, doamnă secretar, doamnelor și domnilor consilieri, dragi cetățeni ai Comunei Cașin. Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată în cadrul administrației publice locale. În perioada submenționată, noiembrie 2023, activitatea viceprimarului s-a desfășurat în baza atribuțiilor stabilite prin ordonanța de urgență 57 din 2019 privind codul administrativ, precum și în baza dispoziției primarului Comunei Cașin, numărul 4 din 4.1.2021. Ca și în anii anteriori, am avut ca prioritate modul de abordare a problemelor cu care se confruntă Comuna Cașin și cetățenii comuni. Vederea asigurării bunei stări a comunei și a cetățenilor săi, am avut un dialog direct cu aceștia și împreună cu domnul primar ne-am axat în principal rezolvarea și profundarea tuturor problemelor comunității. În calitate de viceprimar și consilier local al Comunei Cașin, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege și în conformitate cu legea 544-2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificările și completările ulterioare, vă prezint raportul de activitate pentru perioada 2023-2023. Am fost prezent la toate ședințele Consiliului Local și am colaborat în mod special cu membrii Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Gospodărie Comunală, Administrarea Domeniului Public și Privat, Protecția Mediului, Servicii și Comenzi. Alături de funcționari din primărie, m-am implicat în rezolvarea cât mai eficientă a solicitărilor comunei, cetățenilor comune și nu numai. Am urmărit și în permanență ca activitatea mea să fie cât mai corectă pusă în slujba cetățeanului și a problemelor acestea, realizându-mi atribuțiile în condiții de transparență și ignorând apartenența politică. Activitățile individual gospodărești cu beneficiari de ajutor social s-au efectuat permanent în funcție de anumit și de planificarea acțiunilor și lucrărilor de interes local, conform hotărârii aprobate de Consiliul Local, dar și în funcție de alte acțiuni și lucrări care au manifestat rezolvare. De asemenea, la activitățile edilitare gospodărești au participat și persoane condamnate să efectueze muncă în folosul comunității, conform hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile. Mai menționez că în rezolvarea unor acțiuni și lucrări de interes local a fost necesară și folosirea personalului de destinere în cadrul primăriei și a utilajelor din dotare. Așadar, voi enumera câteva activități pe state în perioada 2022-2023. Organizarea și coordonarea de zăpezirii Cașin, Vlașca, Abator, Bărăcea, trotuare, locuri de joacă, centru civic, curtea școlii, Curița. Asigurarea materialului antiderapant în zonele de risc de derapare. Coordonarea transportului lemne la școala din Curița. Coordonarea activității de nivelare și reparare a drumurilor de acces la proprietățile agricole și forestiere. Coordonarea activității de balastare la nivelul drumului Viilor și Bălăcea. Coordonarea activității de ecologizare și igienizare a următoarelor zone.
zona Pârâul Sărat, zona Abator, zona Geantă Grădinaru, zona Vrânceanu, zona Nălbov Stadion, zona Vrânt Miron. Ecologizarea periodică a locurilor de joacă pentru copii din Cașin și Curița. Ecologizarea periodică a străzilor din zona Îmbrășești. Curățat rigurile ce mărginesc drumul județean până la Jumnaș. Coordonarea activității de reparare și vopsire a tribunelor de la stadionul la Tănase, întreținerea curățeniei în incintă și împrejmirile acesteia. Coordonarea activității de aplicare a unui stratului protector de acoperișul vestiarilor de la stadionul Tănase. Coordonarea activității de toaletare a arborilor ornamentat din centrul civil. Decormatat rigola părbuleț Cașin, decormatat rigola din fața primăriei, coțit și grebat rigurile de G115 Cașin Onești, Cașin Pești, coordonarea activității de întreținere a gazonului de pe teren Cașin și teren Curița, punți periodic, coțit și igienizat cimitirul Cașin, edificat trotuare din Cașin, coordonarea activității de reparare a funcției Codriceac, am descărcat și distribuit în comunitate pachete primite de la Uniunea Europeană, un număr de 326 de pachete, coordonarea activității de reparare a bărților din Părtulețul Cașin, coordonarea activității de măturare a petrișului de pe drumurile publice cu tractorașul din dotare. Am participat la rezolvarea diverselor reclamații și solicitări pe diverse diferite teme care au inclus deplasarea la fața locului, împreună cu personalul specializat din cadrul primăriei și după caz coordonarea postului de poliție Cașin. Am colaborat și colaborez pozitiv cu toate compartimentele de specialitate din cadrul primăriei Cașin, cu colegii consilieri, având permanent respectarea interesului cetățenilor. Am preluat de la serviciul de probațiune Bacău 10 dosare pentru cetățenii domiciliați în comuna Cașin, care au fost condamnați prin hotărâri judecătorească să presteze muncă în folosul comunității. Am răspuns la un număr de 43 de adrese către instituțiile statului. Am participat la bună organizare și desfășurarea evenimentului cultural, artistic și sportiv de zilele comunei. De asemenea, am participat la meciul dintre echipa Bulgura Cașinului 2 și echipa Camerei Deputaților. Am participat la toate activitățile organizate de școala Nicolae Saru Cașin. Având în vedere demisia șefului serviciu voluntar, acum răspund și pe compartimentul pentru situații de urgență. Astfel am asigurat și asigur colaborarea cu Inspectoratul pentru situații de urgență Maior Constantin Enepacov, cu privire la managementul adecvat situațiilor de urgență. Am primit și am răspuns tuturor adreselor și acțiunilor pe această temă. Împreună cu primarul comunei este stăduit ca rezolvarea problemelor comunității să fie corecte și transparente. Atât timp cât cunoaștem nevoile comunității, ne vom implica în rezolvarea lor, astfel încât rezultatele să fie la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc domnului primar, colegilor din primărie, consilierilor locali, agenților economici și personal din cadrul celorlalte instituții din comună, precum și colaborarea și înțelegere, le transmit pe o drasă urări de sănătate și bunăstare în nouă an. Sărbători frumoase și un an nou binecuvântat tuturor cetățenilor comunei și tuturor consilierilor comunei Cașin. Punctul pe ordinea de zi, sunt vorba de rapoartele de activitatele consiliului local și rapoartele comisiilor de specialitate. V-aș ruga, ca la finalul ședinței, că noi ați participat la tot felul de activități, că am văzut și pe unii și pe alții, să vă treciți ca efectiv ce ați făcut de tot ordinea de zi, unde v-ați implicat, ce ați discutat cu cetățenii, că ați participat la sărbători de comune, la evenimente, în 1 decembrie, de Ziua Eroilor, a dus activitate, lămurire cu cetățenii pentru facultare, ar fi bine să rămâneți cu luați o pană fix și să vă, în cazul în care nu reușiți astăzi, până bine să veniți cu rapoartele la doamna secretar și cu rapoartele de comisie și cu rapoartele din consiliul local. S-a prezentat în ordinea de zi și vă invit să luați cuvântul în legătură cu materialele prezentate. Cine deschide acum? Vă spun că cine se scrie la cuvânt, în calitate președinte și conform codului administrativ, nu mai va avea voie să vorbească, da? Numai cei care au dreptul la replică. Nu ești nimeni? Vă scriu atunci.
salut, vă salut și eu, stimați colegii consilieri. S-a putea să mergem și cum a zis domnul primar, vom veni și la acea ședință, dacă va fi cazul. La proiectul numărul 1 privind rectificarea bugetului local, am înțeles cum au fost repartizate sumele, suntem de acord. La proiectul de hotărâre privind stabilirea normativă proprie pentru consumul mediu lunar de carburant al utilajului aflat în dotarea proprie a ORT Comuna Cașin, suntem de acord dacă ei au fost făcute, au fost luate în capul și la anumite normative, adică consumului tehnice. La proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic dat și obiceiul de iarnă, suntem de acord, într-adevăr, dar suma este foarte, foarte mică, având în vedere, sper să găsești sponsor ca să sprijine. În afară de copiii de la școală și în afară și de urători, mai sunt și familii defavorizate în comună și mi-ar dori tare mult dacă ați reuși, domnule Cilimar, dumneavoastră vin în domeniul economic, da? Dacă ați găsit sponsori sau binevoitori să le aducă și doar o bucurie în casă cu domnul asta, Crăciun, pachetel, datorită faptului că partidul la Uniunea Europeană nu s-a mai dat acum în perioadă și foarte multe familii chiar contau acele ajutoare umanitare de la Uniunea Europeană. Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de plasare la funcționare publici, suntem de acord. Legea permite, dacă sunt bani în buget și vor fi bani, suntem de acord ca să se deconteze aceste cheltuieli. La proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale a Secretarului Comunei Cașa. În comisia a trecut a fost domnul primar, domnul viceprimar și eu. Dacă sunteți de acord să rămân în continuare, vom vota la urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de validitate a punctului. Într-adevăr, incluim cu punctul ăsta, în 2016 am depus, am făcut contract cu prima proiectare ca să facă subul. S-au întârziat, a fost piedici la cultură, acum s-a modificat un pic legea, trece Ministerul Dezvoltării și pe aprobare, sperăm că mai e și nouă buc, care va fi folositor, fiindcă în Tarlaua 5, începând de la Rău Cuciul și până la Trei Cașe, partea stângă va fi intramilată, 50 de metri și undeva și mai mult spre ei. Ce este foarte important, că oamenii pot construi, cei care au terenul să facă un mănânc și să-și rezolve anumite probleme pe care le au. La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorul tehnic economic reactualizat și serviciul general la școala Cașin. Aici aș avea obiecțiuni în ce sens. Suntem de acord, dar văd că vine o cofinanțare din partea Consiliului Local de peste 9 miliarde lei vechi. Voi vorbi în lei vechi ca să înțeleagă pe poporul, să spunem. Și 9 miliarde. Anul mai aveți rata la bancă, la cec, un frumusul care a făcut pentru gaz de la Purița. Să nu am mulți bănuți și lucrarea de la școala Cașin, cu aș mergea o perioadă de cel mult un an. Că acolo desfășura activitatea copiii și nu prea aveam un spațiu comună să-i ducem în alte locații, școala Purița nu este încăpătoare ca să-i primească toți copiii care desfășoară cursurile în școala Cașin. Zic că a trebuit să fiți mai atenți, să vă gândiți foarte bine când veți face achiziția și, mă rog, vom vedea la momentul pozitiv. Să fie de acord de astfel că tot ce se face în comunitate este bun făcut și va rămâne în folos comunității. Proiectul 8 s-a spus pe ordinea zilei. Proiectul 9, privind analiza statului de fire în datele listului agricol. Aici este o meteahnă veche, zic eu, la listul agricol, de ani de zile. Pe lua și eu a plecat mai departe. Sper că acum cu noi oameni venit, cu acel tânăr care spuneți că s-a angajat, tânăr are altă viziune, altă forță de muncă, să pună asta la punct de registrul agricol și pe tot de amânat că stăm la capitolul ăsta, vă spun, nu prea bine. Bun. La punctul 10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru că această reprezintă justiție interesele comune Cașa. Într-adevăr, ultima autorizare a fost în 2016, când eram primar, și am aprobat datorită gravității, și atunci a fost o expunere bine întemeiată, gravității dosarului care erau de executare, am luat serviciul de avocatură. Acum văd că expunerea de motive, motivarea este subțire.
Nu poți să vii să zici că nu vrea să rezilieze contractul de pe câteva firme. Bun, nu vrea să rezilieze contractul, este în vigoare. Să continui lucrările. Deoarece când a făcut plățile, s-a spus Consiliul Local ca și consilierii care au votat să voteze că se va termina Căminul la Coita. Eu cred că adevărul este altul și susțin și chiar îmi asum ceea ce voi spune și anume că vă trebuie avocat ca să recuperați cele 18 miliarde pe care le-a dat prin angajament de plată care s-a votat în data 28 martie în Consiliul Local. Toate acele plăți, consilierii nu știu, dar trebuie să fie informați, constituie prejudiciu adus Consiliul Local. Este foarte grav ce se întâmplă. Vă spun că nu știu dacă instanța veți reuși votată să recuperați aceste sume, deoarece le-ați dat de bună voie, ați semnat un angajament de plată prin care v-ați asumat că dați aceste sume fără să fiți executați. V-am adus la cunoștință în ședința din ianuarie 2021 că nu mai sunt bani de dat, că am câștigat procesul cu executările, prin care dumneavoastră spuneați consiliul local că v-ați interesat la judecătorie și că trebuie să dați 9 miliarde și ceva. Iar pe 4 august 2021, în dosarul 1918, primăria ta și-a câștigat acel proces. I-a fost respinsă validarea apropierii pentru suma de 9 miliarde și ceva. A schimbat între timp avocatul, a spus un avocat care a pierdut inițial procesul cu penalități de 8 miliarde, care a pierdut procesul la Bacău la apel și a rămas suma de 9 miliarde și ceva de plată. Fără să vă apărați, deci doamna jurist care trebuia să este în compartiment de putea dumneavoastră să verifice acest proces. Mai mult de atât, v-am luat și de atunci că în dosarul 2024 am câștigat, când mi-a făcut nota de executare de executor, după ce am terminat noi tot, că am câștigat procesul cu el și instanța a confirmat că nu mai avem de dat bani, iar dreptul principal a fost achitat din decembrie 2016. Și instanța a consfințit în dosarul 2024 prin hotărârea care a dat. V-am adus la conștiință și ședința de Consiliul Local din 2022, da? Din 21 martie, când v-am spus și a spus și consilierilor să nu aprobe acel angajament de plată, după ce mai aveți să dăm bani. V-am spus din dosarul 2024, v-am spus că a doua zi s-a făcut ziua aia o plată de 1 miliard și ceva din dosarul de executare 79 și v-am spus că a doua zi se pronunță instanța de apel la Bacău. Și s-a făcut plată în aceea zi pe 28 și primăria a câștigat procesul la Bacău. Instanța n-a validat apropierea nici pentru ce 1.150.000.000 în dosarul 79. V-ați spus toate aceste lucruri, v-ați grăbit și ați votat acel proiect de hotărâre ilegal, cum noi vedem, că n-ați respectat procedura ședinților, nu ați lăsat să fie dezbătut și l-ați votat înainte de a fi dezbătut, cu mențiunea că vă grăbiți ca să faceți plata în aceea zi la trezorerie. Fals! Ședința s-a terminat la ora 11. La trezorerie plătiți să fac până la 13. Era tot timpul de lume după ședință să facă acele plăți. De ce? Îmi pun și o întrebare, să văd așa, acești oameni au fost duși în eroare și au votat. Mai mult atât, în ședința din septembrie 2022, vă aduc chiar la cunoștință că nu trebuie să mai faceți plăți, că acel debit principal este inexistent, nu există în decembrie 2016, nu ați ascultat, ați făcut iar plăți. În ședința din februarie 2023, anul ăsta, când ați plătit iar 5.150.000.000 penalități care reprezintă la modelul principal, care nu există, v-am adus iar la conștiință. Nu ați ascultat și ați achitat în continuare. Astfel s-a ajuns la suma de aproximativ 18 miliarde de lei vechi. Bani cu care putea să facă gazele la Purița, nu trebuia să îndatorăm comuna cu 30 miliarde și până în 2025 să achităm încă 3 miliarde de dobândă, 6 miliarde, și acum banca trebuie să fie recuperați. Dacă nu vor fi recuperați și cu siguranță cei în cauză se vor apăra cu acel angajament de plată, că nu a fost executat și a dat de bună voie, cine va plăti oare? Asta vreau să vă spun la acest punct, cred că la proiectul de hotărâre. Nu voi vota, nu voi fi de acord și mai mult atât este și, v-a zis, nu este proiect făcut conform legii. Nu este bine întemeiat. Și nu se angajează avocați. Conform legii se angajează un avocat. Atât. Nu avocat. Că dacă la un proces a venit un avocat pe X, la unul pe Y, dar tot un avocat se numește, nu se numesc mai mulți avocați. Da. Asta a fost ultimul proiect. V-am spus punctul meu de vedere. V-am adus la conștiință încă o dată în ședința Consiliului Local despre cum au stat lucrurile și stau.
într-amicul. În rest, vă urez cu toate foarte v-am testat un pic sărbătorii cu bine, că suntem în ultima noi de an. Poate o să fie ultima ședință, să fiți sănătoși și Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce vă propuneți. Mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat și ați avut răbdarea cu venit. Da, să dau un răspuns, domnului consilier. Cu școala Cașin, că s-au alocat o sumă de peste 9 miliarde de lei vechi, peste sunt valori date de proiectat, poate o să o punem pe mai mult de un an, să avem și pe proiectul local, să putem acoperi această cheltuială. E important să înceapă, să găsim bătrucă, să începem această lucrare. Și vedem cum mutăm copiii de la un etaj la altul, că este o construcție de eficientizare, de nu este și modernizare, nu este o construcție, o lucrare de consolidare. Registrul agricol, am spus și doamna Alexandru și-a dat interesul și-a completat cât a putut registrul electronic, dar mai avem de completat și sperăm să intrăm pe linie dreaptă cu aceste două persoane noi venite la Cașin, fiind tineri și cu experiență, cu studii de specialitate, să putem completa, dacă devine mai greu, o perioadă, un an de zile maxim, să fim la punct cu registrele agricole și electronice și forma de hârtie. În referitor la avocații care se consideră, un singur avocat. Plus, au fost mai mulți avocați. Eu am în față hotărârile de protecție din studia și dumneavoastră, hotărârea instanței definitivă, în care spune că validează înființarea copririi. Dacă dânsul a ținut legătura cu avocații, nu a ținut legătura cu doamna jurist pe perioada proceselor, jurist a fost detașată de acest subiect. Noi adunăm aceste informații pe parcurs. Eu, când am venit la aceste procese, aceste hotărâri erau definitive, eu am raportul expertizei, raportul executorului în care am fost obligați să plătim aceste executori, fiindcă acel debit, dar eu n-ar mai fi vrut să reiau acest subiect. Acest subiect, prințesese și comună. E un cămin cultural, care nu mai știm atât cineva un bolovan și acum ne dăm tot interesul să nu facem vreo greșeală. Eu previn că de asta solicit un sprijin al avocaților, de asta solicit sprijin al instanții. Și am făcut și adrese și am făcut și către constructori de continuarea lucrărilor. Am format niște, am mers pe niște pași, încercăm să fie pașii corecți. Tot am făcut și la audit, mi-am interesat să găsim o modalitate juridică. Și chiar nici constructorul nu vrea să facă vreo greșeală. Noi încercăm o variantă a instanței. Iar dacă executorul a făcut o sumă, noi am trebuit să o plătim. Am fost nevoiți acea sumă, noroc că am eșanonat acele tranșe. Acum nu pot ști eu competențele executorului sau competențele experților care au făcut aceste tranșe, aceste sume. De asta apelez la instanță și apelez la sprijinul unui avocat, nu mai mulți avocați. Dar nu mai vreau să intru în acest subiect. Dânsul tot apasă pe acest subiect. Nu, spun adevărul. Dar adevărul este aici în față. Domnul primar, o altă pentru de oră, mă întreb. Recunoașteți cele 18 miliarde de împrejdiciuri? Și nu zilea astea câte cei bani? 8 miliarde le-ați plătit în timpul mandat. Aia a fost executat. M-am avut executare, a fost procesi, m-am judecat, m-am apărat, a fost executare. Dumneavoastră n-ați avut executare. Ați avut un angajament în plată care a dat banii de bună voie. De ce vorbim? Eu mi-am asumit cu ceea ce a făcut. Banii și ce nu trebuie. Dar le-a spus consilierul. Da, atunci, da, au știut. Da, au știut când a fost. Ați aprobat în ședință. Da, oamenii sunt de checi, au știut. Când a făcut bugetul pe bugetul în bani. Dar ce să mă oferesc? Și chiar dacă nu vroiau, trebuia să plătesc o executare judecătorească. Adică erau atât de definitiv. Ați pierdut, ați plătit niște procese. De cauza, am pierdut acele procese, tot de cauza argumentare. Adică ai pus 1% de penalități de plată la niște contracte fără acoperire bugetară.
Dar de ce ați, de ce ați intrat în acele procese? Cum socială pe acele? Fiindcă au luat cu trebuie 6 miliarde care ați fiat un fiat ilegal. Explicați unde s-a ajuns. Nu mai nu s-a ajuns, s-a ajuns în cauza dumneavoastră. Haideți că în comun acasă s-au întâmplat. Deci nu știți în fața oamenilor că ați copilit? Cât vezi dat banii înapoi? Dom'le, puni, da sau nu? Solicităm în instanță să vedem... De ce e dat banii, dom'le? Fiindcă expertul ne-a făcut adresă de... Care e, dom'le? Când ai cerit deputare? Dom'le, nici nu spun nimic, știi, adevărul și eu. Ce e deputare dacă nu mai? Despre ce vorbim aici? S-au întâmplat atâtea lucruri frumoase, atâtea proiecte s-au dus la postul și și cu gazele. Posibil să nu mai avem nevoie de sunele de la premier, să ducem la bun sfârșit această lucrare. Dar cum? Temperaturile pozitive. Când e recepția? Cum am zis, băi, dar orice traică, au fiți să-mi problemi? Când se va ajuta? Dar nu am dat o estimare, a spus până la finalul anului. În acest, în temperaturile pozitive, îmi permit? Da, da. Păi am mai din ultimul, când o să tămâi. Dar în mult ani, ați băgat gazul la poliția și... Băi, dar stai mai mult gazul să băgat. Dar am făcut în interese și... Lucrarea este aproapizată. Temperaturile pozitive permit prepararea. Domnule Consiliu, eu nu performanță, care a făcut o primară în ultimii 3 ani, a făcut un groapă și bani oamenii în locurița, în pământ. A strâns bani la oameni și fac eu de fiat de apă, care nu va fi apă niciodată cu ea. Vedeți că... Niciodată nu va fi apă. Ce să văd? Vorbiți în curelea primară, curelea noastră, niciun ban. Și nu aveți răbdare că... Dar de ce ați dat voi? Să construiați un domeniu public fără autorizație, fără proiect? Eu v-am mai adresat o întrebare când ați tras pe strada... Nu am tras, dar pe nu știu strada, cu brașamentul, e drumul în strada, e la deși e brașamentul, mă duc pe acolo. Dar faceți sesizare, faceți... Care-i copilul acolo? Ați făcut atâtea sesizări. Dar ce stau să-i stare? Oamenii au dat și banii în pământ, să-i rămân cu banii în pământ. Eu curăț oamenii de stat. Votați discuții. Cum că bani de prifierică în loc de rămân? Votați discuții să... Niciuna are picioare cu urpii de o primară. Că știți, te potești de ea, dacă o dai, nu-l pierzi. Și ea de voi să-l ai via. Nu v-am duce aici și cu plățile și... Aici să... Bun, hai să punem la... Oricum nu spun să-i răspunsuri, dați-le și dumneavoastră. Sunt niște răspunsuri pe puțin așa în vechi, că de fapt nu mai ce răspunde. La proiectul 1 pe ordinea zilei, cu rectificarea bugetului local, cine este de acord? Împotrivă, se abține nimic. La proiectul 2, proiectul de lege privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul de carburant, cine este pentru? Împotrivă, se abține nimic. De-au văzut, da. La proiectul 3 pe ordinea zilei, privind programul cultural artistic dat prin niște obiceiuri de iarnă, cine este pentru? Împotrivă, se abține? Nimeni. La proiectul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea departamentului pentru decontarea cheltuielilor de deplasare a funcționarilor publici, cine este pentru? Împotrivă, se abține? Nimeni. La proiectul 5, proiectul de privind construirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general, cine este pentru cu comisia? Toată lumea, da? La proiectul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului urbanistic general, cine este pentru? Potrivă, se abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice reactualizat și a nivelului general reactualizat pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu destinație de unități de învățământ la școala gimnazială Învățători Nicolae Suflaru. Cine este pentru? Se abține. La proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunului ăsta fost organizat, proiectul, la punctul 9, proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, cine este pentru? Se abține. La proiectul 10, proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru că aceste reprezintă justiție trebuie să comune ca și pentru Bacău, cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci, asta nu sunt împotrivă. Deci, asta e pentru. Da, cam astea au fost toate proiectele de azi și declar închise lucrările ședințe. Posibil să revedem la o ședință între Crăciun și anul nou. Sărbători fericite, sărbători fericite.